Împărăte Ierusalime, adunați-vă voi toți cei care îl iubiți, bucurați-vă și veseliți-vă voi, căci bun și milostiv este Domnul, ca să tresăltați, să vă îndestulați din belșugul mângâierilor sale. Lăudați să fie Iisus Hristos! Dragă Părinte Decan și Paro, Părinte Iulian, dragă Părinte Diacon, dragi și iubiți credincioși, dragi credincioși uniți cu noi prin mijloacele de comunicare, dragi persoane consacrate, astăzi Biserica ne îndeamnă prin cuvântul letare să ne bucurăm. Este o zi în care noi facem un popas la mijlocul timpului sfânt al postului mare. Un popas privind în urmă și apoi înainte, spre marea sărbătoare a Învierii Domnului. În această duminică, Biserica ne îndeamnă să ne îmbrăcăm într-o haină ce exprimă sensibilitatea, speranța, bucuria, culoarea roz, cu multe semnificații. Este un moment în care noi, cei ce suntem aici, dar și noi toți creștinii, pornim mai departe cu un alt avânt spre marea sărbătoare a Învierii Domnului. Această duminică vrem să facem și o amintire specială a Sfântului Părinte Papa Francisc. Ieri a fost ales. Se împlinesc 8 ani de când El este supremul nostru păstor. Într-un chip deosebit, El a fost și trebuie să-L iubim în țara noastră, aici la Iași, în catedrală. Același timp, sigur, mă bucur și eu ca să amintesc încă o dată numirea mea ca episcop pe 14 martie 1990. Ne rugăm pentru Papa, ne rugăm pentru episcopul nostru, pentru mine și întreaga dieceză și pentru toți cei cu care noi astăzi am venit aici înaintea lui Dumnezeu la altar. Și astfel, ascultând lecturile sfinte, hrana sufletului nostru și prin predica Părintelui Diacon, să ne putem apropia de masa trupului și sângelui Său la Sfânta Împărtășanie. Hrană pentru a merge mai departe în drumul nostru, spre marea noastră viere. Și din inimă spunem, mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, frați, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
să ne rugăm. Dumnezeule, care prin Fiul Tău împlinești în chip minunat împăcarea neamului omenesc, de te rugăm poporul creștin harul să iasă cu credință vie și cu evlavie generoasă în întâmpinarea sărbătorii Paștelui care se apropie. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Citire din Cartea a doua a Cronicilor. În zilele acelea, toate căpeteniile preoților și poporul au înmulțit infidelitățile după lucrările abominabile ale popoarelor. Au profanat casa Domnului pe care o sfințise în Ierusalim. Domnul Dumnezeul părinților lor i-a trimis la ei pe mesagerii săi ca să-i trezească și să-i trimită, pentru că era milă de poporul său și de lăcașul său. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, i-au desprețuit cuvintele și i-au luat în râs pe profeții lui, până când a venit mânia Domnului asupra poporului său și nu a mai fost leac. Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidul Ierusalimului, au ars în foc toate clădirile sale și au nimicit toate obiectele sale prețioase. Pe cei care au scăpat de sabie, Nabucodonosor i-au dus cu captivi în Babilon. Ei au fost sclavi lui și fiilor săi până la stăpânirea regatului perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului, rostit prin gura lui Ieremia, până când țara își va ispăși zilele sale de sabat. În toate zilele dezolării ei și se va odihni până se vor împlini 70 de ani. În primul an al lui Cirus, regele perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului, rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a mișcat duhul lui Cirus, regele perșilor, care a spus să se transmită o veste în toată stăpânirea lui, chiar și în scris zicând: așa vorbește Cirus, regele perșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate domeniile pământului și m-a însărcinat să-i construiesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Oricine dintre voi este din poporul său, Domnul Dumnezeul său să fie cu el. Poate pleca acolo. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu! Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de Tine, Doamne. Pe malurile râurilor din Babilon ședeam și plângeam când ne aducem aminte de Sion. În sălcile din ținută la cela ne atârnasem harpele. Căci acolo cei care ne-au dus în robie
ne cereau cuvintele cântărilor și opresorii noștri ne cerau veselie. Cântați-ne din cântările Sionului. Să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin, dacă de voi uita Ierusalim, să mi se usuce mâna dreaptă. Se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, Dumnezeu, fiind bogat în îndurare, pentru marea sa iubire cu care ne-a iubit, pe când noi eram morți din cauza greșelilor noastre, ne-a readus la viață împreună cu Hristos. Prin har ați fost mântuiți. Ne-a înviat și ne-a așezat în ceruri, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile care vin bogăția nesfârșită a Harului Său prin bunătatea față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți datorită credinței și aceasta nu e de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar noi suntem opera Lui, creați în Hristos Iisus, în vederea faptelor bune pe care le-a pregătit Dumnezeu de mai înainte, ca să umblăm în ele. Cuvântul Domnului. A iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Iisus Hristos, după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus i-a spus lui Nicodim, după cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului, pentru ca oricine crede în El
să aibă viața veșnică. Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să-și judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Cine crede în El nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat, pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu. Aceasta este judecata. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face fapte rele urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i fie descoperite faptele. Însă oricine face adevărul vine la lumină ca să se vadă că faptele sale sunt făcute în Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Preasfințite Petru Gherghel, preacucernici părinți, iubiți credincioși. O legendă evreiască spune că atunci când Dumnezeu a voit să-L creeze pe om, s-a consultat cu îngerii și le-a cerut părerea. Nu-L crea, Doamne, a spus îngerul dreptății, căci va comite fel de fel de răutăți și nedreptăți împotriva celor din jurul său. Va fi dur, rău și nedrept. Îngerul adevărului a spus, nu-L crea, Doamne, căci va fi fals și înșelător atât cu cei din jurul lui, cât și cu tine. Însă îngerul milostivirii a ieșit în față și a spus, creează-L, Doamne, pentru că atunci când va păcătui și va dori să se întoarcă la Tine, Eu voi fi lângă el. Îl voi lua cu tandrețe de mână, îi voi șopti la ureche cuvintele iubirii Tale și apoi îl voi întoarce din nou la Tine. Și Dumnezeu l-a creat pe om pentru că iubirea Sa este mult mai mare decât orice greșeală pe care ar putea să o facă omul. Această povestioară, această legendă, cred că scoate în evidență destul de bine mesajul pe care îl transmit lecturile din această duminică. Mesajul este că Dumnezeu este iubire. Dragi credincioși, suntem în a patra duminică Apostolii Mare, duminică care se mai numește și Duminica Letare, Duminica Bucuriei. La mijlocul acestui timp serios al Postului Mare, timp de convertire, timp de post, de abstinență, de sacrificiu, timp în care noi medităm la suferințele lui Hristos, Biserica ne invită să ne bucurăm. Și ne întrebăm, mai ales în acest timp al Postului Mare, de ce să ne bucurăm? Care este motivul bucuriei noastre? Pentru că astăzi am auzit cea mai bună veste pe care o pot auzi urechile noastre. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. În acest verset pe care tocmai l-am citit, se află în forma cea mai concentrată tot mesajul
Bibliei. Dumnezeu este iubire. Sfântul Augustin spunea la un moment dat că dacă din cauza unui cataclism toate Bibliile din lume ar dispărea și ar rămâne doar una singură, și dacă din această Biblie doar o pagină ar putea fi citită, și dacă din această pagină doar un singur rând, și acest rând ar fi din Evanghelia după Sfântul Ioan, unde este scris că Dumnezeu este iubire, atunci totul este salvat. Aici este motivul bucuriei noastre din această duminică. Dumnezeu ne iubește atât de mult, încât l-a dat pe Fiul Său la moarte pentru noi, pentru mântuirea noastră. Am auzit în Evanghelia de astăzi că Nicodim a avut acest privilegiu de a asculta această declarație de iubire a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește pe toți, nu doar pe cei care îl iubesc, ci și pe cei care nu îl iubesc, nu doar pe cei care cred în el, ci și pe cei care nu cred, nu doar pe cei care îl caută, ci și pe cei indiferenți, nu doar pe cei pe care noi vrem ca Dumnezeu să iubească, ci și pe cei pe care noi nu vrem. Toți, că ne place sau nu, că vrem sau nu acest lucru, toți sunt iubiți de Dumnezeu. Dar ne întrebăm, oare putem înțelege noi această iubire a lui Dumnezeu? Nu. Nu vom putea niciodată să pricepem iubirea lui Dumnezeu. Nu vom putea niciodată să o încadrăm într-o formulă matematică, pentru că iubirea lui Dumnezeu este infinită. Iubirea lui Dumnezeu este dezinteresată. Nu o vom înțelege, este adevărat. Dar cum să ne raportăm atunci la această iubire a lui Dumnezeu? Există mai întâi două moduri, însă două moduri greșite de a ne raporta la această iubire, două extreme. În primul rând, considerând că iubirea lui Dumnezeu nu este infinită, considerând că El obosește să iubească, El obosește să ne ierte la infinit. Este vorba de acei oameni care cred că sunt prea răi, care cred că au făcut prea multe păcate ca Dumnezeu să-i mai poată iubi sau să-i poată ierta. Însă acești oameni uită un singur lucru, că Dumnezeu nu este om. Dumnezeu este iubire, iar iubirea sa este infinită. Apoi, în al doilea rând, al doilea mod greșit să ne raportăm la iubirea lui Dumnezeu este atunci când considerăm că Dumnezeu are o iubire ieftină. Când considerăm că noi putem face orice, putem să păcătuim, putem să facem cele mai mari răutăți din lume, pentru că oricum Dumnezeu ne iubește și ne iartă. Este greșit, dragi credincioși, pentru că făcând acest lucru, aducem o ofensă lui Dumnezeu, aducem o ofensă iubirii sale fără margini. Este greșit așadar să credem că Dumnezeu nu ne poate iubi la infinit, dar este greșit și să credem că Dumnezeu are o iubire ieftină și noi putem face orice. Să credem că Dumnezeu are o iubire pe care nu o interesează cum ne trăim noi viața. Dar atunci, care ar fi modurile corecte prin care noi să ne raportăm la iubirea lui Dumnezeu? Și vă propun în această duminică trei moduri prin care să ne raportăm la această iubire. În primul rând, căința, apoi transformarea și, în ultimul rând, iubirea. Mai întâi vă propun să ne raportăm la iubirea lui Dumnezeu printr-o căință sinceră pentru păcatele noastre. Să ne pară rău de ele. Am auzit cântându-se astăzi la psalm următoarele cuvinte: pe malurile râurilor din Babilon ședeam și plângeam
când ne aduceam aminte de Sion. Iar în prima lectură de astăzi vedem scrise motivele pentru care poporul israelit a fost deportat în Babilon. Ei au înmulțit infidelitățile, au făcut lucruri abominabile, au profanat casa Domnului. Însă Dumnezeu nu i-a abandonat, ci i-a trimis pe profeți. I-a trimis pe profeți ca să-i trezească, să-i ducă pe calea cea dreaptă. Însă ei și-au bătut joc de trimișii Domnului și nu au ascultat de cuvântul lor. Și ne întrebăm, de ce este omul astfel? De ce se comportă omul astfel cu Dumnezeu? Răspunsul îl primim tot în Evanghelia de astăzi, unde este scris: oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Dacă suntem sinceri, recunoaștem că și noi de atâtea ori am păcătuit, de atâtea ori am preferat întunericul în defavoarea luminii. Cu toate acestea, Dumnezeu ne iubește și nu renunță la El. Iar noi trebuie să răspundem acestei iubiri a lui Dumnezeu printr-o căință desăvârșită, pentru că prin păcatele noastre am refuzat iubirea Sa. Dacă pe evrei căința i-a dus la eliberarea din țara Babilonului, pe noi căința ne duce la un răspuns corect față de iubirea lui Dumnezeu, care ne iartă întotdeauna când mergem la spovadă. Pentru noi, spovada este tot o eliberare, însă o eliberare de păcate, de sclavia păcatului. Un al doilea mod, pe lângă căință, de a ne raporta la iubirea lui Dumnezeu, este transformarea sau convertirea. Să ne gândim puțin. Dacă noi vedem că cineva ne iubește, simțim acest lucru, oare ne vom comporta sau vom putea să ne comportăm urât cu acea persoană? Nu cred. Cu siguranță vom face doar ce este cel mai bine pentru acea persoană. O vom vedea altfel, vom încerca să îi facem pe plac. Și vă propun să facem la fel și cu Dumnezeu. Știm că Dumnezeu ne iubește, simțim acest lucru, dar această iubire ne transformă? Reușește să trezească în noi o convertire adevărată? Dragi credincioși, să răspundem iubirii lui Dumnezeu printr-un drum de convertire, prin care să renunțăm să facem ceea ce Lui nu-i place, să devenim mai buni, să ne apropiem de Cel care ne iubește atât de mult încât L-a dat la moarte pe Fiul Său pentru noi, să ne apropiem de lumină. Al treilea mod prin care să răspundem iubirii lui Dumnezeu, ultimul, dar cel mai important și cel care le cuprinde și pe cele două pe care le-am amintit înainte, căința și convertirea, al treilea mod prin care să răspundem iubirii lui Dumnezeu este tocmai prin iubire. Pentru că iubirea nu este o mișcare cu sens unic, ci iubirea trebuie să fie reciprocă. Deci dacă Dumnezeu ne iubește atât de mult încât este dispus să sufere și să moară pentru noi, răspunsul nostru trebuie să fie pe măsură. Și dacă vom reuși să-L iubim pe El din toată inima, să preferăm lumina în locul întunericului, atunci, cu siguranță că ne va părea rău de păcatele noastre, ne vom căi de ele, dar în același timp ne vom și propune să ne convertim, să devenim mai buni, să mergem spre lumină. Așadar, dragi credincioși, iubirii lui Dumnezeu se răspunde tot prin iubire. Iubire care aduce cu sine căința pentru păcatele noastre, pentru că știm, suntem slabi și de multe ori preferăm faptele întunericului,
preferăm să rămânem în întuneric, dar în același timp aduce cu sine și convertirea, dorința de convertire, dorința de a fi pe placul lui Dumnezeu. Iubiți-L pe Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima. Amin. Frăților prea iubiți, în lumina textelor sfinte și a mesajului acestei duminici, lumina cuvintelor Părintelui Diacon, noi acum cei prezenți aici suntem invitați să ne arătăm cu adevărat dragostea noastră față de Dumnezeu și bucuria slujirii noastre, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, s-a dat de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatului. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Iisus, Mântuitorul lumii, vrea ca în acest timp al postului mare, biserica să se hrănească mai împeșugat din tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Conviști fiind că vom gusta din plin bucuria Sfintelor Paști, să ne rugăm spunând: Doamne, dă-ne mai multă credință! Doamne, dă-ne mai multă credință! Pentru ca Sfânta Biserică să fie o adevărată comunitate pentru credincioși, în care ei să nu se simtă judecați și condamnați, ci primiți cu încredere și bunăvoință, să ne rugăm: Doamne, dă-ne mai multă credință! Pentru ca toți creștinii din lume să iubească mai mult lumina decât întunericul, să ne rugăm: Doamne, dă-ne mai multă credință! Pentru ca societatea noastră să caute soluții adecvate pentru tinerii rătăciți sau dependenți de droguri, să ne rugăm: Doamne, dă-ne mai multă credință! Pentru ca acele persoane care se află în funcții de răspundere să caute mereu adevărul,
ca să se vadă în faptele lor acțiunea lui Dumnezeu. Să ne rugăm. Doamne, dă-ne mai multă credință. Pentru ca întreaga noastră comunitate să redescopere sacramentul reconcilierii ca dar al lui Dumnezeu și ca angajare de viață nouă, să ne rugăm. Doamne, dă-ne mai multă credință. Pentru ca frații noștri răposați să aibă parte la învierea de apoi de plinătatea roadelor mântuirii, să ne rugăm. Doamne, dă-ne mai multă credință. Dumnezeule, care prin Hristos ai arătat oamenilor lumina ta, privește la sărăcia noastră și la întunericul ce ne amenință și în bunătatea ta ajută-ne și ne mântuiește. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Doamne, noi îți aducem cu bucurie darurile aducătoare de viață veșnică, rugându-te cu umilință să ne dai harul de a le venera cu fidelitate și de a le oferi cum se cuvine pentru mântuirea lumii, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul,
Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu spre mântuirea fiilor Tăi ai urânduit un timp deosebit în care să-și redovândească curăția inimii și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să râvnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm zicând fără încetare. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cine luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Și
Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu mine nevolenicul Tău slujitor, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnează-te porunca Mântuitorului și povățuiești de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne aduce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a dărui pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și vrei de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, și la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă un semn al păcii. Pace, pace.
Ecce agnosdei. Iată-l pe acela care ia asupra noastră păcatele lumii. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Sângele lui Hristos. Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule, care luminezi pe tot omul ce vine în această lume, luminează-ne, te rugăm, inimile cu strălucirea harului tău, ca să cugetăm purul acele vrednice de tine și plăcute maiestății tale, și să te putem iubi cu sinceritate, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Ocrotește-i, Doamne, pe cei care te imploră, întărește-i pe cei slabi, pe cei care umblă în întuneric cu morții, însuflețește-i necontenit pe toți cu lumina ta, și ajută-i să ajungă la bucurile veșnice, pe cei pe care îi ferești cu multă milă de toate relele, prin Hristos Domnul nostru. Să vă binecuvânteze atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Novenă de pregătire la sărbătoarea Sfântului Iosif, ziua a cincea. Sfinte Iosife, tu ai fost atât de asemănător cu Iisus și Maria în umilință, tu te-ai socotit atât de mic în ochii tăi și ai oamenilor, dar Dumnezeu te-a înălțat în fața sa. Învață-mă să fiu mic și umil cu inima ca și tine. Tu căutai să te ascunzi de privirile oamenilor. Darurile cerești cu care ai fost împodobit ți-au inspirat o părere modestă despre tine însuți. Eu, dimpotrivă, mă străduiesc să mă arăt înaintea lumii și să fiu preamărit de oameni. Amorul propriu m-a orbit. El ascunde greșelile și răutatea mea și în loc să-mi plâng multele păcate, mă mândresc cu puținul bine pe care îl fac. Sunt uneori necăjit că n-am putut face tot răul de care sunt în stare. Sfinte Iosife, vrednic de iubire, ocrotitorul și părintele meu, îți cer astăzi virtutea care stă la temelia întregii desăvârșiri creștinești. Cunoașterea de sine, disprețul de mine însumi, adică umilința creștinească. Dobândește-mi harul să zdrobesc idolul mândriei și al respectului exagerat față de părerea oamenilor și să caut a plăcea numai lui Dumnezeu în toate faptele mele. Ajută-mă să iubesc asemenea ție tăcerea și viața ascunsă și să fiu resemnat când sunt disprețuit și uitat de oameni. Umilirea și crucea lui Iisus să fie idealul meu, așa cum a fost pentru tine, și astfel să ajung la slava veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Sfinte Iosife, era acum câteva anunțuri. În seara aceasta, cu începere de la ora 19:30,
În catedrală se va desfășura concertul Classics Eterna. Accesul se va face pe bază de invitații, iar concertul va fi transmis pe canalul Ercis YouTube, astfel încât și cine nu poate fi prezent aici va putea să urmărească de acasă un concert interesant pe care vi-l recomandăm cu drag. Joi 18 martie, Preasfințitul Iosif Păuleț va fi la Piatra Neamț, în Biserica Sfântul Iosif Muncitorul, unde va celebra liturghia de seară și va ține cea de-a cincea cateheză din postul mare. Ambele momente vor putea fi urmărite pe canalul Ercis YouTube și pe programul Maria TV. Vineri, 19 martie, avem sărbătoarea Sfântul Iosif, soțul Sfintei Fecioare Maria. Este patronul Bisericii Universale, de asemenea patronul diecezei noastre și al seminarului diecezan. Este sărbătoare de poruncă, prin urmare, programul Sfintelor Liturghii va fi ca duminica, 8, 9 și un sfert, 11, 16 și 18. Preasfințitul Iosif va prezida liturghia de seară, după ce în cursul dimineții va fi la seminarul din Iași, care își celebrează hramul. Fiind vorba de solemnitatea Sfântului Iosif, deși este o zi de vineri din postul mare, va fi dezlegare de la abstinență. În aceeași zi, 19 martie, începând cu ora 5, radioul diecezan Ercis FM se va face auzit deocamdată pe internet. Cu o zi înainte se vor lansa aplicațiile pentru Android și Apple pentru a putea asculta radioul pe telefon. În perioada următoare continuă demersurile necesare pentru ca acest radio să poată fi recepționat și pe undele radio în tot teritoriul diecezei noastre. Îi mulțumim Domnului pentru cele realizate până acum și cerem în continuare ajutor pentru a duce la îndeplinire această lucrare bună începută. În perioada 19-21 martie au loc zilele seminarului, în care tineri de clasa 12-a sau care au absolvit liceul au posibilitatea să trăiască o profundă experiență vocațională. Aceștia, doritorii, sunt invitați să participe fizic sau online la acest eveniment. Tema acestor zile este Unul este Tatăl vostru, iar voi toți sunteți frați. De asemenea, mulțumim celor aproximativ 130 de persoane care au ales să sprijine parohia noastră, completând acel formular 230. Dacă cineva dintre dumneavoastră încă nu s-a hotărât în ce direcție să dirigeze acel procent din impozitul pe anul 2020, este rugat să completeze formularul cu numele, adresa, CNP-ul și numărul de telefon, să semneze la contribuabil și să lase acel formular la biroul parohial sau în acea cutie pentru oferte de la intrare. În acest formular există posibilitatea de a opta pentru dirijarea procentului și pentru anul viitor. Mulțumim așadar tuturor celor care vă veți decide în favoarea parohiei noastre. Mulțumim Preasfințitului Petru pentru prezența sa la această Sfântă Liturghie și spunem într-un mulți ani Preasfințite. Mulțumim Părintelui Diacon Claudiu Doboș pentru prezența sa de asemenea la Sfânta Liturghie și pentru cuvântul de învățătură. Mulțumim tuturor dumneavoastră și vă dorim în continuare un post rodnic și o săptămână binecuvântată. Lăudat să fie Iisus Hristos! Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace!